Lășpăgii în România, până într-acolo încât siguranța noastră să coste de la 400 de lei în sus. Samsari fac legea la Registrul Auto Român din Constanța, indivizi dubioși le promit șoferilor că le pot băga mașinile în față la verificat și că inspecția tehnică va ieși curată, chiar dacă autoturismul are grave probleme mecanice. Poate înțelegeți dumneavoastră de ce, dar șeful RAR Constanța îi cunoaște pe acești speculanți și îi consideră de un real ajutor. Urmăriți un material cu declarații uluitoare, surprinse cu o cameră ascunsă. Ora 7 dimineață, am ajuns la Registrul Auto Român filiala Constanța cu o problemă personală pentru care nu este nevoie de programare. Suntem primii la rând și așteptăm să fim preluați de un inginer. E a doua oară când venim. Inițial, inspecția tehnică a mașinii ne-a fost refuzată din cauza unui pivot stricat pe care specialiștii de aici ni l-au schimbat. În timp ce așteptăm ca ITP-ul mașinii să fie făcut, facem o descoperire revoltătoare. Samsarii fac lege la RAR și sunt cei care au prioritate. Contracost, bineînțeles. Costă să faci un RAR la o mașină asta cumpărată nouă, cum dumneavoastră, prin intermediar. Depinde de mașină, depinde de motor. În 12-13 milioane pe ajunge. Dar depinde și de motor mașină, cât de mare. Asta e cu toate taxele și partea dumneavoastră, nu? Da, da. Acești intermediari fără forme legale sunt cei care spreiau mașina și se ocupă de toată hârțogăraia, de la matriculare și până la inspecția tehnică periodică. Mecanismul de la RAR e bine pus la punct. Samsarii strecoară mașina printre programări, iar inginerii, stimulați și ei financiar, au grijă ca autoturismul să treacă toate testele tehnice, indiferent de problemă. Toate aceste lucruri ne sunt explicate chiar de un intermediar care crede că ne-a agățat ca și clienți. Dacă, spre exemplu, am un pivot ceva buit, poți să mă ajut? Nu e problemă. Dar unde e problema cea mai mare? La gaze să nu fie, nu? Nu, e nici la gaze. Și cât costă toată afacerea ca să mă pregătesc cu bani? Deci dacă mașina e ok, cât de cât, așa? Înțelegi, o să zic undeva la vreo 4 milioane cu tot. Asta e cu tot ce se dă la inginer, cu tot, înțelegi? Adică să n-ai nicio problemă. Despre faptul că acest sistem bazat pe șpăgi și intervenții poate pune în pericol conducătorii auto, știe foarte bine directorul de la Registrul Auto Român Constanța, care, culmea, îi consideră pe acești intermediari de-ai casei, chiar dacă aceștia sfidează împreună cu angajații RAR toate legile. Nu se va schimba nimic. De ce? Acest amsar există din totdeauna. Asta nu e o chestie nouă. Gândiți-vă că ce se întâmplă aici se întâmplă toată România. Pe modelul cu cât mai repede, cu atât mai bine și deloc preocupat de siguranța mașinilor care ies din sediul RAR, curate ca lacrima, directorul face și o altă afirmație incredibilă. Deci ce face amsar? Mă ajută! Că îl motivează pe ăla, că ăla nu vine clar la 6 jumate sau la 7 grade. Bine, convine, cumva că vă spun, scap de 4 mașini sau câte s-au făcut că... După ce ne-am lovit de răspunsurile incredibile ale șefului RAR Constanța, reporterii Canal D au luat legătura și cu superiorii de la Registrul Auto Român de la București, însă aceștia nu au vrut să ne ofere un punct de vedere oficial.